Dacă te afli în fața unei provocări precum examenul de bacalaureat sau alt examen dificil la o disciplină umanistă și nu știi cum să înveți care sunt pașii de urmat pentru a obține un punctaj scontat, atunci acest video ți este dedicat. Trebuie să urmezi 5 pași pentru a ajunge la succes. În primul rând, trebuie să te automotivezi, să-ți găsești resorturile interioare care să te ajute să te apuci de învățat. Apoi să-ți planifici cu o dozare homeopatică timpul, dacă mi este permis să spun astfel. Să ții notiții și să-ți pregătești materialul de pe care vei studia. Să înveți de pe fișele pe care le-ai pregătit în prealabil și să recapitulezi, să revii asupra materialului tău. Și acum să luăm fiecare aspect în parte. Pasul 1. Găsirea motivației. Notează 100 de motive pentru a învăța sau pentru a lua examenul de bacalaureat. Până la 50 va fi relativ ușor, dar nu trebuie să abandonezi. Poți extrapola, lăsându-ți imaginația să deschidă cât mai multe unghiere ale unui viitor ipotetic. De ce este nevoie de aceasta? Pentru că, deși pare un aspect puțin important, specialiștii în domeniu sunt de părere că o cunoaștere a scopului memorării determină o creștere de 5-6 ore în randamentului. Și, din păcate, nu este mereu ușor. Mulți elevi încearcă să se eschiveze, considerând că este timp suficient și că, pe deasupra, mai intervine și starea de oboseală, că știm foarte bine, programul școlar nu este deloc unul lejer. Și, cu toate acestea, examinatorii nu vă vor întreba cât timp ați avut și nu vor ține cont de aceste aspecte subiective. Și atunci ce este de făcut? Vă veți întreba cum să evitați, nu am chef azi sau e somn, adică procrastinarea. Ce este procrastinarea? O amânare a executării unei sarcini, o tărăgânare sau o tergiversare. Concret, trebuie să-ți crești nivelul de endorfină din corp făcând mișcare. Deschizi geamul să intre aer curat, mănânci o bucățică de ciocolată neagră care conține cel puțin 70% cacao, întrucât are efecte pozitive asupra stresului, stării de spirit, memorie și autoresponsabilizează-te. Gândește-te că în timp ce tu te relaxezi, zeci, sute de elevi învață. Iar tu, dacă vrei să intri la o facultate, mai ales fără taxă, ai nevoie de o medie mare. Și dacă vei avea medie mare, vei putea lua bursă. Iar dacă vei lua bursă, vei putea să-ți faci micile bucurii, să ieși cu prietenii sau alte asemenea. Dar să nu ne lăsăm imaginația să zboare prea departe, căci pentru a ajunge acolo, trebuie să treci cu bine acest examen. Tot pentru a-ți găsi putere de muncă, recitește cele 100 de motive pentru care trebuie să iei acest examen. Se spune că rădăcina învățăturii este amară, dar fructele ei sunt dulci. Și așa cum există timp pentru a pune sămânță în pământ și alt timp pentru a culege roadele, este clar că timpul acesta pe care îl ai acum nu-l vei mai putea recupera. Planifică. Notează în calendarul Google cât timp îți dedici învățării și să încerci să te ții de acest program. Dacă ai ore dimineață, atunci cel mai indicat este să-ți dedici timpul studiului între orele 16 și 20. Prea devreme ești obosit de la școală și nu dai randament, prea târziu s-ar putea să fie toți membrii familiei acasă și să nu poți beneficia de liniștea necesară studiului. Dacă este weekend, atunci vei lua în calcul și programul de dimineață care trebuie valorificat, poți să-ți împarți disciplinele pe ore, zile, dar și materia pe luni, de pildă. Dacă ai de transcris 12 comentarii, stabilește-ți un deadline pentru finalizarea acestei etape. Încearcă să te ții de program, pune acest calendar la vedere sau utilizează alarme pe telefon care să te avertizeze că este timpul pentru a învăța. Ia notițe. Prima dată, scrie comentariile de mână pe foi albe. Te va ajuta să le reții mai bine, dar și să-ți dai seama cam câte pagini conține comentariul tău. Urmează dictonul. Aud, uit, văd, rețin, fac înțeleg. De exemplu, dacă în timpul unui curs nu notezi nimic, vei reține până la 15%. Scrie puțin mai mult decât vrei să reproduci, deoarece creierul nostru nu reține decât o parte din informațiile citite. Dacă la bacalaureat trebuie să realizezi un eseu de minimum 4 pagini, înseamnă că acasă, comentariul tău trebuie să fie mai mare, aproximativ 6-7 pagini. Apoi subliniază din comentariile date aspecte importante pe care vrei să le reții. Alege 3 culori de marker, roșu pentru ideile principale, galben pentru citatele pe care vrei să le reții și verde sau un creion pentru cele mai puțin importante. Atenție! Utilizarea culorilor devine eficientă atunci când există stabilit un anumit cod. Utilizarea culorilor pentru a organiza conținutul materialului sporește cu aproape 50% precizia, rapiditatea și durata de memorare. Folosește scheme sau hărți conceptuale. Utilizează simboluri, numerotează ideile, folosește scheme, schițe, marchează cuvintele cheie, utilizează culori, steluțe sau marcaje. Ai aici câteva modele pe care le poți utiliza sau pe care le poți, din care te poți inspira.
câteva trucuri utile. Reține mereu neologismele specifice din comentarii pentru a da un plus de valoare lucrării. Încearcă să pui aceeași parte introductivă la mai multe opere pentru a fi mai ușor de învățat, de pildă modernismul la Blaga, Arghezi, Barbu, realismul la Rebreanu, Caragiale, Călinescu. Învață câte un citat critic cu care să închei pentru a da un plus de valoare comentariului. Pasul 4. Învață. Foarte important. Învață din timp comentariile pentru subiectul al treilea și esențial este să se cunoască structura comentariului, structura comentarii celor două secvențe reprezentative, dar și baremul. Tehnica de care probabil ai auzit este și tehnica prietenului imaginar. Explică unui ursuleț de pluș, pisici, unui câine sau alt animal de companie ceea ce ai învățat. Așa afli ce ai înțeles, ce ai memorat, ce nu știi, ce trebuie să mai repeți. Îți explici ție însuți. Transformă camera într-un adevărat câmp de bătălie, adică folosește scheme, dar și foi de tip post-it pe care le vei lipi pe proprii pereți sau pe ușa unui dulap, de exemplu, calendarul pregătirii, citate semnificative, o virgulă pe care o uiți, schema comentariului, trăsăturile curentului specific mai multor opere, anul apariției unui roman pe care nu reușești să-l reții și altele. Poți avea colțul de matematică, de română, de istorie sau de fizică. Revii la acel colț și revezi ce ai scris. Poți schimba foile pe care le-ai memorat la câteva zile. Plimbă-te prin cameră cu foile în mână și citește. Vei reține mai bine. Învață pe alții. Dacă în prima instanță te-ai adresa prietenului tău imaginar, acum poți ieși din carapacea în care te-ai ascuns și rogi un prieten să te asculte. Metoda învață-i pe cei din jurul tău sau docendo-docituri s-a dovedit cea mai eficientă, la polul opus fiind simpla lectură a comentariilor. Așadar, explică unui prieten sau părinte ceea ce ai învățat cu propriile tale cuvinte, reformulând. Imaginează-ți că ceea ce înveți trebuie să predai altora. Dacă ai reușit să-l faci să înțeleagă pe cel din fața ta și să reproduci o mare parte din materialul de pe care ai învățat, înseamnă că ești pregătit. Conform unor studii, reținem 5% din ce auzim, 10% din ce vedem, 20% din ceea ce auzim și vedem, 30% din demonstrația profesorului, 50% din discuția de grup, 70% din exercițiile practice și 90% prin învățarea celorlalți. Regula celor 5 minute. Ai 5 minute, valorifică-le. Fă un test, învață o definiție, un citat, o formulă, etc. Par foarte puține minute, dar 5 minute într-o zi, alte 5 minute în altă zi și le ajung să cumuleze chiar câteva ore bune. Așadar, 5 minute te pot salva. Împarte materialul în paragrafe mici. Va părea mai ușor și vei învăța mai repede. Adică, îți propune să înveți un comentariu de la început până la final, dacă nu ești deprins cu studiul. El ca pe un puzzle. Înveți pe bucățele mici, căci un comentariu echivalează cu o imagine completă a unui puzzle pe care l-ai construit piesă cu piesă. Utilizează comentariile audio date de către profesor. Te poți înregistra tu însuți. Ascultă apoi aceste comentarii ori de câte ori este nevoie pentru a le reține. Poți face acest lucru și în timp ce desfășori o activitate, de exemplu, plimbări în aer liber, sport, etc. Tehnica Pomodoro. Numele acestei tehnici ne duce cu gândul la gastronomia italiană, ceea ce nu este un lucru greșit. Când era student, inventatorul strategiei Francesco Cirello folosea un timer de bucătărie în formă de roșie, iar obiectul l-a inspirat în crearea tehnicii. Astfel, metoda de gastronomie a timpului poartă și astăzi numele muzei. Ce presupune ea? Înveți 25 de minute, 5 minute faci pauză, apoi alte 25 de minute înveți, ciclu care se repetă de 4 ori, adică 2 ore de studiu. După aceea se ia o pauză mai lungă, de 15-20 de minute. În esență, tehnica Pomodoro te învață să-ți împarți timpul în intervale perfecte pentru a da cel mai bun randament. Utilizează temporizator pentru a nu sta cu ochii pe ceas. Ședință de bârfă constructivă. Poți stabili întâlniri pentru studiu cu prietenii sau colegii tăi cei mai apropiați, unde puteți discuta pe marginea unui subiect. Aflați astfel de pe ce material învață aceștia, ce tehnică de învățare utilizează, cum și-au stabilit calendarul. Vă puteți motiva unii pe alții. Dacă amicul tău spune că nu s-a apucat de învățat sau te îndeamnă la relaxare, este clar că nu-ți face bine o astfel de întâlnire. Dacă te-a ajutat să-ți clarifici anumite aspecte și te-a motivat să înveți mai cu sârg, atunci aceste întâlniri îți fac bine și clar trebuie să se repete. Folosește un șablon pentru un comentariu literar. Te va ajuta să te exprimi cu mai multă ușurință. Poți utiliza în mod repetitiv, de la un comentariu la altul, formulări precum cele de mai jos.
Înainte de fiecare comentariu pe care îl înveți, trebuie să îți reamintești structura comentariului, să recitești secvențele din carte care au stat la baza comentariului, să revezi subiectul video al fiecărei opere, să revezi secvențele video. Poți utiliza și această structură model sau poți concepe tu alta, singur sau împreună cu cadrul didactic. Scoateți apoi separat, pe 2-3 foi, doar ideile mai greu de reținut din toate comentariile. Anul apariției, structura, citate critice, replicile personajelor, etc. Acest lucru se poate face sub formă tabelară, împărțind foaia în două coloane și trei rânduri. Fă-ți o schema comentariului la finalul fiecărei opere. Recapitulează. Recitește comentariul cu atenție de 2-3 ori și încearcă să-l reproduci fără să-ți arunci un ochi pe material. Dacă reușești să-l reproduci fără să simți nevoia să-ți arunci un ochi pe material, înseamnă că ai învățat. Ține minte, recunoașterea este de 2-3 ori mai ușoară decât reproducerea, așa că nu considera că ai învățat până nu încerci să reproduci pentru a te convinge că știi. Urmărește nu reproducerea limbajului, ci reținerea ideilor expuse. Fragmentează textul și învață pe segmente mici. Reia periodic în minte lucrurile despre care ai învățat. Așa vei ști ce ai uitat și vei putea repeta doar ceea ce este mai greu pentru a umple lacunele informaționale. Repetă în absența materialului de învățat sau cel mai bine în prezența unui coleg care să te asculte. La 2-3 capitole recapitulează și abia după aceea continuă învățarea altui capitol. Cum revenim asupra materialului? Învață poezile pe de rost. Dacă nu știi versuri, nu poți da exemple concludente din text și clar, acel comentariu nu va putea obține un punctaj onorabil. Fă zilnic câte un test de antrenament, inclusiv cu subiectul al treilea. La început citești comentariul și încerci să-l reproduci cu șablonul comentariului în față, iar la final fără niciun astfel de șablon. Te corectezi cu borderul în față și comentariul alături să vezi dacă ai scris tot și ce ai omis. Învață din nou. Aspectul lucrării. Lasă marginea de 2 degete în partea stângă a foii și de 3 degete când ai aliniat. Scrie cu stiloul, scrisul tău va părea mai îngrijit. În ziua examenului, nu uita să-ți iei buletinul, sticlă de apă și șervețele, verifică dacă ai rezerve de stilou, scrie pe ciornă doar schematic pentru că riști să pierzi idei valoroase, e clar că creierul nostru funcționează mai repede ca mâna, și riști să nu te încadrezi în timp. Reține. Prima dată vizionezi subiectele video date de către profesor la fiecare operă, urmărești secvențele video comentate, citești secvențele din opere care apar comentate, scrie comentariile literare, citește comentariul cu pixul în mână și subliniază pe cod de culori, ascultă comentariile audio, te poți înregistra și tu audio pe fragmente mici, poți ruga un prieten să te asculte, notează pe foi de tip post-it informațiile greu de memorat și lipește-le în cameră, reproduc cu șablonul în față, învață bine structura comentariului literar. Sper că v-au fost de folos aceste informații, îmi rămâne decât să vă urez spor la învățat!